În era digitală, politicienii români sunt din ce în ce mai prezenți pe rețelele de socializare, încercând să se apropie de electorat. Însă dorința de a fi mereu în centrul atenției poate pune în ipostaze amuzante sau chiar să-i transforme în ținta ironiilor internauților. Mulți dintre ei au însă echipe de consilieri care îi ajută să gestioneze aceste situații și să transforme potențialele gafe în avantaje de imagine. Și să urmărim câteva dintre cele mai comentate sau ridiculizate momente ale politicienilor pe internet. Celebrul catwalk al politicienilor, o creație tip deepfake a inteligenței artificiale, este viral pe internet. Liderii de partid, mulți dintre ei candidați la președinție, apar defilând pe podium. Creatorul anonim a avut intenția de a ironiza, iar rezultatul a fost o avalanșă de meme-uri și comentarii ironice pe internet. Președintele PSD Marcel Ciolacu nu a ratat clipul și, sfătuit de consultanții săi de imagine, a ținut să răspundă într-un mod amuzant. Nu sunt la fel precum făcuți de buzări, că și-a scumat. În multe dintre postările de pe rețelele de socializare, președintele PNL Nicolae Ciucă este botezat de internauți Ostașul. Panourile cu mult așteptata sa carte Un ostaș în slujba țării sunt și ele subiect de glumă pentru adversarii politici, dar și pentru internauți. Șefa USR Elena Lasconi a surprins prin aparițiile ei în haine tradiționale. Este o imagine care contrastează cu viziunea progresistă a partidului care a propulsat-o în lupta pentru Cotroceni. Recent, Lasconi a primit de la un susținător o dedicație specială. Clipul a devenit viral în scurt timp. Elena, tu ai sânge de prezident. Dar preferatul internauților pare să fie George Simion, liderul partidului AUR. El a avut parte de propria sa porție de ironii după ce a apărut pe mai multe panouri publicitare prin care face diverse promisiuni românilor. Internauții nu au ezitat să transforme aceste imagini în meme-uri. Mulți politicieni au echipe de consilieri de imagine care încearcă să gestioneze aceste situații. Strategiile lor nu doar parează atacurile de imagine, dar le și folosesc în avantajul lor. Astfel, o situație considerată inițial o gafă poate deveni o oportunitate de a câștiga simpatie sau vizibilitate.